Bună, legat de trafic, la modul general este în creștere. Deci aici ați pornit, aveți la început cam 1000 de sesiuni pe lună și ați ajuns în ultima perioadă la peste 10.000. O sesiune durează în medie la voi 4 minute. Se văd cam 9 pagini per sesiune, ceea ce ambele cifre sunt foarte bune și rata de bounce este scăzută, doar 30%. Aici am ales ca perioadă din 2014, de la începutul site-ului. O să și vă dau orele astea. Aici v-ar ajuta dacă ați seta e-commerce. În e-commerce se pot seta conversiile, puteți să-mi puneți în coș la fiecare comandă să apară în Analytics comanda respectivă cu suma. Cred că se poate seta și suma, nu sunt sigur. Și puteți vedea în Analytics chestia asta. Și va apărea aici Lifetime Value. Bun. Aici e un raport de demografic, eu nu pot să-l activez, dar vă invit să mergeți la pagina aceasta, o să primiți de la mine linkurile așa, și vă întreabă, vrei să activezi? Yes. Și eu, dacă activezi, puteți să vedeți mai multe date despre site. Bun, aici limba vorbită de pe utilizator, în principiu e engleză sau română și aveți niște utilizatori sub 1% care au setată limba maghiară. Locația vizitatorilor, deci orice altceva decât România este sub 1%. Aveți 93% de vizitatori din România. Aici e un procent ok între raportul între oameni care se reîntorc pe site și noi oameni aduși în site. Cât durează în medie o vizită? Stați foarte bine, aveți multe vizite de durată îndelungată. Internet Explorer este folosit de doar 2% dintre vizitatorii site-ului și statistica a început de ceva timp, ceea ce e o cifră foarte bună, arată că aveți o audiență educată. Aici sunt rețelele de pe care intră vizitatorii. Datele acestea le-am pus din 2017. M-am uitat și la datele din trecut și mobile era pe la 30%, cu tot cu tablet. Și am ales numai ultimele luni și deja mobile e pe la 50%, cu tot cu tabletă. Bun. Ce device-uri folosite? iPhone-ul și iPad-ul raportează un singur device, nu dau și modelul. Și atunci e un pic înșelător, că dacă combin toate S5, S6, S7, se adună o cifră ceva mai bună. Și în afară de Galaxy S, adică vreau să spun că iPhone-ul, deși domină aici, nu e neapărat cel mai folosit tool, pentru că și iPhone-uri sunt mai multe. Bun. Acesta este traficul organic. Aici am ales de toată perioada și aici paid search-ul este la 12%. 10% din tot traficul pe care l-ați avut vreodată pe site adus din rețele sociale. Foarte ok. În referral aici intră și mail.yahoo și gmail.com și atunci sau și alte site-uri. Am văzut că aveți parteneriate și cu alte site-uri. Aici am ales doar ultima perioadă, ultimele luni și aici paid search-ul aveți e un procent mult mai mare decât în trecut. Ați investit mai mult în reclame plătite. Aici sunt sursele de trafic pe care le aveți din site, către site. Aici este o integrare cu Google Webmaster Tools, nu o pot vedea. Trebuie să aveți cont de administrator și aveți și din el se poate activa integrarea Google Webmaster Tools și vă mai dau aici niște informații pe care nu le am acum. Facebook e rețeaua socială care vă aduce cel mai mare trafic, urmată de YouTube. Ați avut două conversii din YouTube și 180 din Facebook.
Aici puteți să vă uitați la Behavior Landing Pages, pe ce pagini ajung oamenii din site, în principiu din Google sau din alte site-uri, și puteți să luați, să vedeți dacă vă ajută cu ceva. Dacă vă duceți la All Pages, vă arată traficul cel mai mare, traficul, pagina cu cel mai mare trafic, și aici puteți să alegeți mai multe coloane, mai multe rânduri, și e foarte relevant să știți ce pagini sunt cele mai vizitate din site-ul vostru. Mi se pare foarte important. Și poți să alegi o perioadă anume și să vezi, ok, oamenii sunt interesați de. Aici la Exit Pages, în principiu, dacă sunt aceleași ca la paginile cele mai vizitate, nu e relevant. Înțelegeți că dacă oamenii intră pe pagina de Assassin's Creed, da, ajung 4200 și ies de pe ea 5700, e posibil să... Deci trebuie comparat cu paginile de ieșire cu paginile de intrare. Dacă sunt anumite pagini care brusc oamenii părăsesc site-ul, uitați-vă peste ele și vedeți dacă puteți să le îmbunătățiți cu ceva. Aici viteza de încărcare a site-ului mi se pare foarte ok. Nu ați activat site search, se poate configura. Vorbiți cu, are aici cum se setează, are un răspuns cum se setează asta și puteți vedea în Google Analytics ce termeni caută oamenii în search box-ul din site-ul vostru. Aici a stabilit goal, o tranzacție comercială, că cineva cumpără ceva de pe site, dar nu a spus și valoarea. V-ar ajuta dacă atunci când cineva cumpără pe site și ajunge la pasul cu comandă finalizată, dacă îți transmite și valoarea tranzacției respective. V-ar ajuta în Analytics să aveți niște date mult mai clare, că una e să ai 10 comenzi de valoare mică și una e să ai 10 comenzi de valoare mare. Iarăși aici nu aveți informații pentru că nu ați activat, nu aveți implementate acele valoare comenzilor. Cam asta despre Analytics, sper.